Vladimir Putin este gata să discute despre oprirea războiului cu Donald Trump. Conform Reuters, liderul de la Kremlin este deschis la un acord de încetare a focului cu Ucraina, mediat de președintele ales al Statelor Unite. Și vă amintesc, Trump a susținut că dacă se va întoarce la Casa Albă, va pune capăt războiului în 24 de ore. Condițiile Moscovei rămân însă aceleași. Ucraina trebuie să-și abandoneze ambiția să adere la NATO și să nu se facă concesii mari legate de teritoriile anexate. Întrebat despre posibile contacte între președintele rus, Vladimir Putin și Donald Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat că liderul rus și-a anunțat în repetate rânduri disponibilitatea de a discuta pe tema Ucrainei. Principiile unui viitor tratat ar include obligații privind un statut de neutralitate, precum și refuzul Chievului de a deține arme străine, inclusiv nucleare, pe teritoriul propriei țări, a explicat Kremlinul. Pe parcursul campaniei electorale din Statele Unite ale Americii

Zelensky. Cu toate acestea, în prezent Rusia înregistrează cele mai rapide progrese pe câmpul de luptă de la declanșarea invaziei militare din februarie 2022, simțindu-se astfel pe o poziție de forță, inclusiv la o eventuală masă de negocieri. Unul dintre subiectele de negociere ar putea fi totuși o eventuală fragmentare a celor patru regiuni estice: Donetsk, Lugansk, Zaporova, și Herson, conform unor surse de la Kremlin. Deși Moscova revendică cele patru regiuni ca fiind în totalitate partea Rusiei, forțele sale controlează doar între 70 și 80% din teritoriu. Totodată, Rusia ar putea fi dispusă să se retragă din teritoriile relativ mici pe care le deține în regiunile Harkov și Nikolaev în nordul și sudul Ucrainei. Pe de altă parte, în pofida poziției aparent de forță a Moscovei, anunțul Kremlinului vine la scurt timp după ce administrația Biden a decis să permită Ucrainei să se folosească de rachetele americane pentru a lovi în profunzime teritoriul Federației Ruse. Mai mult, Washingtonul a decis pentru prima oară de la începutul conflictului să furnizeze chievului mine antipersonal în încercarea de a ajuta armata ucraineană să oprească avansul militarilor ruși în estul țării.